Acuzații grave lansate în mediul online despre un slujitor al Domnului. Acesta pare să bruscheze bebeluși, cere taxe mari pentru botez și cununie și are un vocabular agresiv. Conform mesajul.ro, peste 100 de persoane se plâng de comportamentul preotului care slujește la biserica situată în Copou, în apropiere de Rond Agronomie. Am făcut cununia religioasă acolo, eu am ales biserica, nu preotul, dar dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu aș mai alege același lucru. Cere bani fără rușine, pe lângă rezervarea de 200 de lei de care mi s-a spus că este un avans. I s-au dat bani pe lumânări și așteptam restul. I-a băgat în buzunar și a zis mulțumesc și nu mai spun că vocabularul lasă de dorit. La spovedanie are niște cuvinte nepotrivite și le rostește să audă și cei de pe stradă, a scris una dintre enoriașe. O altă enoriașă spune că pe timp de iarnă oamenii îngheață de frig, căldura fiind inexistentă chiar și în cazul bebelușilor la botez. N-am întâlnit niciodată un om atât de plin de el, am asistat la un botez într-o iarnă, frig afară, nu a încălzit biserica ca să nu consume și să bage toți banii în buzunar. Nouă ne era frig cu gecile pe noi, noroc că părinții au adus cu ei feon și încălzeau aerul de lângă copil ca să nu-i fie frică când l-au scos din cristelniță, a transmis femeia. Nici la bani se pare că nu e mai ușor de mulțumit. Oamenii spun că preotul cere sume imense pentru a cununa sau boteza. Ia mulți bani și o știe toată lumea, îi cere pe față chiar la altar, dacă nu-i convine suma, strigă în gura mare, bruschează oamenii, copilul când îl botează, greșește numele celui care este botezat, chiar și cu foaia cu numele în fața lui nu îl interesează, spune o altă enoriașă. Pentru a lămuri situația a fost solicitat un punct de vedere din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, însă până la această dată nu a fost primit un răspuns, notează mesajul.ro.